74 de mandate de aducere au fost puse în aplicare în urma perchezițiilor efectuate ieri dimineață la Slatina de ofițerii de la crimă organizată sub coordonarea procurorului DIICOT. Traficanți de droguri, consumatori, dar și martori au fost aduși la audieri după ce oamenii legii au prins în flagrant 4 tineri care ridicau 6 kg de droguri de la o agenție de turism din Slatina ambalate în colete. În urma audierilor, 4 dintre persoanele bănuite au fost reținute pe bază de ordonanță de urgență pe timp de 24 de ore, celelalte persoane fiind cercetate în stare de libertate. Printre cele 4 persoane prinse în flagrant se află și un taximetrist care îi dusese pe tineri să ridice pachetele cu droguri de la curierat. În cursul după amiezii s-au predat 2 dintre cei care s-au sustras cercetărilor. Este vorba despre Sorinel Iulian Grigorie și Viorel Florin Petre, ambii fiind capii rețelei, potrivit anchetatorilor. În dosar sunt implicate peste 100 de persoane, din care 20 sunt elevi de liceu. Filiera era foarte bine organizată, spun oamenii legii. Unii dintre suspecți acționau în Spania, unde făceau rost de droguri. O parte avea grijă ca stupefiantele să ajungă în România, transportul făcându-se prin mai multe firme de curierat, iar alții aveau rolul de dealeri în Slatina. De aici, drogurile ajungeau la elevi care le consumau, dar și vindeau. Rețeaua s-a extins și în Caracal, unde acționau 4 dintre membrii grupării. Surse judiciare spun că dealerii din Slatina aprovizionau cu droguri și persoane din județele Dolj și Vâlcea. Stupefiantele erau vândute cu sume cuprinse între 40 și 60 de lei. Într-un an de zile, membrii rețelei au reușit să aducă în țară și să comercializeze 20 de kilograme de droguri, de pe urma cărora au câștigat peste 2 miliarde de lei vechi. Rețeaua era monitorizată de aproape un an, iar pentru anihilarea ei, anchetatorii au colaborat cu polițiștii francezi. În grupare este implicată și o femeie. Ea a fost prinsă ieri într-un autocar la Craiova, în timp ce încerca să fugă din țară.